Slava lui Dumnezeu stai în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Gedeon. Vom citi despre Gedeon. Vorbim despre mulți chemați și puțin aleși. Și în cartea judecător, ieri am început să citesc și voi continua. Judecător 7. Este important să ne dăm seama care atitudine, care lucru care poate să fie motiv sau cauză pentru care ne disqualificăm singur pentru unele lucruri care de fapt erau pregătite pentru noi. Așa cum am spus, când vorbesc despre mulți chemați și puțin aleși, nu mă refer doar la un singur aspect, dar la mai multe aspecte. Mântuire, răsplată, autoritate, victorie sau biruință și așa mai departe. Deci, ce am văzut este că nu trebuie să fii un om rău ca să fii discalificat. Trebuie doar să ai o atitudine greșită. E de ajuns, de exemplu. Trebuie doar să lasă o emoție greșită. E de ajuns pentru a te elimina, să obții sau să ai acces la anumite lucruri care erau pregătite pentru tine. În cartea Gedeon citesc din nou, începând de versetul 2, Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El a putea să se laude împotriva mea să zică, mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se departeze de muntele Galadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au rămas, și au mai rămas 10.000. Deci erau 32. A putut să adune. Dar, când se anunță, și ieri am văzut de ce este acest anunț. De fapt, citim chiar în această scriptură, că Dumnezeu vrea să-și arate slavă și nu vrea să se confundă oamenii să nu crede că ei singuri au avut izbăvire, a vrut să fie foarte clar. Și deși Gedeon a făcut ce a făcut, să adune poporul, Dumnezeu vine și zice, poporul care este cu tine, sunteți prea mulți. Cred că uneori, nu ne dăm seama de un lucru. Avem prea multe alternative, sau cel puțin credem, că avem prea multe alternative pentru a rezolva problemele noastre. Și printre alternative este și Dumnezeu undeva acolo. Și nu ne dăm seama când reacționăm așa, fără să ne dăm seama, ne descalificăm. De multe ori, ca Dumnezeu să intervine cu adevărat. Pentru că El nu-i place să fie pus lângă altceva. Chiar și cortul, când a fost pus lângă Dagon, când filistenii au luat chivotul, nu arca, chivotul. Zic arca, că în franceză se zice l'arche de l'alliance. Chivotul, când a fost dus la Dagon, Dumnezeu nu i-a plăcut asta, Dagon a căzut. Uneori,
nous primes responses de la Dumnezeu, pentru că poporul care este cu tine este prea mult. Ai prea multe idei de a rezolva. Ai prea multe sprijin, cel puțin în mintea ta. Și atunci, Dumnezeu zice, ai prea multe soluții, ai prea mult sprijin, ai prea multe alternative ca să pot interveni în aceste condiții. Mai scapă de o parte din popor care este cu tine. Oh. Vorbesc din experiență. Am văzut momente când aveam mai multe alternative. Dar am văzut când aveam o singură alternativă. Și acea alternativă era Dumnezeu. Chiar și modul de a se ruga se schimbă. Că nu mai ai nicio altă alternativă. Că nu mai ai planul B. Ai o singură șansă, este Dumnezeu, ori te rogi altfel. Dar când Dumnezeu este o alternativă printre altele, uite-te bine, și rugăciunea ta este diferită. Uneori ne discalificăm la răspunsul lui Dumnezeu, la intervenția lui Dumnezeu, pentru că poporul care este cu noi e prea mult. Mi-amintesc, dacă îmi partajez asta, deși pentru că face parte de istoria mea. De exemplu, dacă e să vorbesc despre, dacă cineva, de exemplu, întreabă, ok, spune-mi puțin despre tine, să spun, uite, m-am născut în Congo, asta nu se va schimba, tot timpul o să spun asta, pentru că face parte din istoria mea, din povestea mea. Tot așa, anumite evenimente m-au marcat, de aceea, când am ocazie, le împărtășesc iar și ea. Okay, chiar dacă le știi deja, ok, le mai ascult, dar oricum le spun de obicei într-un alt context, dar pentru a arăta un lucru. De exemplu, ce vreau să împărtășesc este că înainte să ajung să înțeleg ce vroia cuvântul lui Dumnezeu în situație, într-o problemă care o avem des, o problemă de sănătate, când m-am întors la Dumnezeu, înainte să aflu răspunsul lui Dumnezeu, înainte El să-mi vorbească și El să mă scape de această problemă, să mă vindece, de mai multe ori când mă îmbolnăveam, mă rugam, dar fără niciun succes, fără nicio schimbare, fără nicio ușurare. Și exista o frustrare. Însă nu știam că problema mea era că baza pe care mă rugam era falsă, oricum. Mă rugam în ignoranță. Și asta era motivul pentru care, în fine, dar în acea perioadă din ignoranță, înainte să aflu ce voia lui Dumnezeu în acea situație. Da? În acea perioadă de ignoranță m-am rugat de multe ori și nu s-a întâmplat nimic. Da? Deci nimic. Puteam să nu mă rog, tot aia era. Da. A fost o împrejurare. Unde m-am îmbolnăvit, da? De malaria. O boală care a ucis foarte mult, poți să dai pe Google să vezi cam cât a omorât malaria. Pentru că mă îmbolnăveam des de boala respectivă, îi cunoșteam foarte bine simptome, zic așa, și într-o zi, să zic, au venit foarte brusc și violent, eram foarte rău. De fapt, facea ce se numea o criză de malaria, de cea mai mult decât malaria. În fine, când m-am dus acasă, repede, pentru că eram rău, nu era nimeni acasă.
Și numai aveam putere să mă duc afară să cumpăr medicamente. M-am întins, tremura, mă dura, m-aveam febră și am început să mă rog. Dar nu era nimeni acasă. Planul meu era să ajung acolo, cineva să aleargă la farmacie, să-mi ia medicamente și să iau medicamente. Dar nu era nimeni. Am început să mă rog. Am început să mă rog. Dar modul cum m-am rugat atunci, e același boală, e același problemă. Dar modul, vreau să ajut pe cineva în această dimineață, modul cum m-am rugat în ziua aia, era cu totul diferit de celelalte dăți. Îți dai seama de ce? Pentru că de celălalt dat mă rugam, zicea, Doamne, fă ceva, fă-mi bine, dar aveam deja farmacia mea, mini-farmacia mea lângă mine. Urmam tratamentul. Nu zic că era greșit că urmam tratamentul. Probabil dacă nu aș fi urmărit foarte des aceste tratamente, poate nu aș mai, nu știu, poate nu aș mai fi. Deci, nu vreau să zic că să nu fiu înțeles greșit, pentru că de foarte ușor oamenii apoi interpretează. Nu zic că am luat tratament. Nu vreau să arăt că era rău că aveam tratament, dar vreau să arăt că atunci când mă rugam să fiu bine, având și medicamente, oricum în mine ziceam, chiar dacă Dumnezeu nu răspunde, cel puțin am tratament. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu era singura mea șansă. Aveam o alternativă. Și de fapt, ca să fiu sincer, planul A era tratament. Planul B, mai roagă-te, poate Dumnezeu intervine. Și Dumnezeu n-a intervenit. Nu s-a mișcat. Nimic. Eu le numesc, dar vorbesc asta pentru mine, e în dreptul meu. Le numesc, zic, a, Glenn, ai făcut o rugăciune care nici nu mișcă un muște. Adică nimic nu se mișcă. Adică Dumnezeu era planul B. Și Dumnezeu se uită la mine. Oh, poporul de pastile care l-ai cu tine, Glenn, e prea mult, e prea mult. Ok, continuă cu ei deocamdată. Eu nu intervin. Așa sunt, bine, acum fac o ilustrație, acum nu că am auzit o voce care mi-a zis așa, dar cam așa s-a întâmplat. Da, în ziua despre care îți zic acum, vreau să ajut pe cineva. Ca să înțelegi că rugăciunea este extraordinar de puternică. Mâine, miercuri, te aștept la rugăciune la ora 6. Deci, dar uneori nu vedem rezultate pentru că există elemente care nu le știm. De exemplu, nu știam că faptul că aveam acest mare popor, între ghilimele, de pastile, Dumnezeu zice, nu, pastile care sunt cu tine sunt prea multe. Nu mai ai nevoie de mine, de fapt. Dar în ziua despre care zic, nu era nicio pastilă. Și problema era că boala nu a venit așa încet, să zic. A venit mai întâi pe febra, apoi un pic a doua zi te doare capul și nu știu ce. De data asta a venit violent. De asta se numește o criză. Simptomele, bine, voi care sunteți doctor știți mai bine decât mine. Dar parcă simptomele vin toate dintr-o dată și la un nivel așa agresiv. Și nu e nimeni acasă. Și nu am nicio pastilă acasă. Nu am un plan B. Singura mea șansă este Dumnezeu. Știi cum m-am rugat? M-am rugat până am leșinat. Hai să zic din nou. M-am rugat până am leșinat. Eram întins pe canapea. Mă rugam cu gura. La un moment dat nu mai aveam energie să vorbesc.
Am început să mă rog doar în gând. La un moment dat, am leșinat, am pierdut conștiința. M-am rugat până la un capăt, ceea ce, când aveam multe armate de pastile în jurul meu, nu facem așa ceva. Și am zis, Doamne, ajută-mă, fa ceva, fa, tu ești atot puternic, fă-mă bine să mă vindec, amin. Și mi-am văzut de treabă. Pentru că am alt plan, am altă alternativă. Din nou, nu zic că era greșit, dar vreau să-ți arăt diferența între cel același om cu același probleme, dar când are multe alternative, se roagă într-un fel. Când nu mai are niciuna, este o altă treabă. M-am rugat până am leșinat. În moment ce am leșinat, în moment ce m-am, cum să zic, am cazut în inconștiință exact în acel moment. Ah, Seigneur. Exact în acel moment. S-a întâmplat ceva supranatural. Dumnezeu a intervenit. V-am povestit asta. Eram întins. Efectiv, ce am simțit este că cineva a aruncat o galată de apă peste mine, de la cap până în picioare. De fapt, reacția m-a fost că m-am trezit, pentru că ți-am zis, leșinam. M-am trezit și am crezut că o să găsesc hainele ude și m-am uitat sus, nu era nimeni, hainele nu erau ude, dar simptomele, criza respectivă, au coborât. Instant. A intervenit supranatural. Nu e vorba că Dumnezeu nu mai intervine supranatural. E vorba cu modernismul avem un avantaj, dar și un dezavantaj. Avem avantajul să facem anumite lucruri mai ușor, mai repede și așa mai departe. Dezavantajul este că armata care este cu noi, armata de soluții, armata de alternative, este prea mult ca să intervină Dumnezeu. De aceea, dacă faci o statistică, o să vezi că există fenomene supranaturale mai mult în anumite zone. Nu zic care, te las să cauți. Dar zone unde oamenii nu au așa o gramada de soluții, de alternative. Cum era această femeie și o să închei dintr-un sat undeva, într-o țară, în Africa, au auzit că sunt misionari care au venit în satul vecin, aveau fractură, cazus, aveau fractură la mână, nu exista spitale, n-avea altă alternativă, s-a dus și cu ajutorul unui interpret a zis la una din misionari care venise din Statele Unite, să se roage pentru ea. Misionare sau misionar. Da, misionar în sensul că a fost în misiune vara asta. Nu că este face misiune tot timpul. Dar acea creștină care a primit această rugăminte, când îmi povestește asta, zice, nici nu știam cum să mă rog. Adică când m-am uitat la mâna ei, am zis, pe, cum să mă rog pentru așa ceva? Adică o fractură așa. Adică ce o să facă rugăciunea mea? Dar zice, femeia a insistat și a zis, ok, nu-mi costă nimic să fac o rugăciune, și a închis ochii, a început să se face. S-a întâmplat ceva supranatural. A simțit doi mâini care s-au depus pe umerii ei în spate. A crezut că celălalt din echipă au venit să se roage împreună cu ea. Și timp ce se ruga, a auzit, femeia a țipat. Și a deschis ochii, s-a înțeleagă de ce femeia a țipat, când s-a uitat la mână, era vindecată. Și bineînțeles, ea a înțeles că Dumnezeu n-a vindecat din cauza credinței ei, pentru că ea nu credea, dar a vindecat din cauza credinței acei femei. Care nu avea altă alternativă, nu avea altă soluție. Din nou, nu zic că este greșit să folosim
alternative et sans solution, c'est carré la veine. Nous, astazik, répète, dis non, quand ça fait bien un céleste. D'avra ou doit se tiarat. Tchalal te parte à modéte. Non? Tchalal te facette. À toi, te lucre le carré la veine immoderniste. Ne fa que ça veut moi mata ou armata cha, un popor acha de multe solutie. Que Dumnezeu nous intervienne. Am creat noi condițiile că Dumnezeu să nu intervin. De fapt, ce spune la Gedeon, Dumnezeu zice nu, în condițiile astea nu vreau să intervin. Hai să mai scapăm, hai să mai plece o parte din popor. Și din prima, ce succes, 22 de mii au plecat. Mă opresc aici. Niciodată rugăciunea ta va avea impactul care poate să-l aibă atunci când Dumnezeu e singura ta soluție. Nu zic că nu te rogi când și ai alte soluții. Ba da, poți să te rogi, dar știi că, să știi, să fii conștient că nu este la fel. Măcar știi. Deci în anumite împrejurare o să-l vezi intervenind și în alte împrejurare nu vei interveni. Que Dieu te bénisse.